Opa, ia uite. Bro, incredibil așa ceva. Cumva, da. Uite, a, ok, hai că m-am prins și eu. M-am prins și eu, bro. Gata, bro. A, deci, da, totuși e greuț. Uite, e greu, bro, să stai acolo, e foarte greu. Trebuie să spamezi foarte mult space-ul. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Stumble Guys. Un episod în care o să cumpărăm noul pass, noul Stumble Pass, pentru că, după cum observați, este unul nou pe care eu deja vi l-am prezentat. Dar am văzut și foarte multe întrebări din partea voastră în comentarii că update-ul deja a venit și foarte rapid, a venit cu pași foarte repezi, că bă, Mădăline, dar sunt pe joc doar 3 skin-uri băgate, astea legendare și mai este doar ăsta epic, unde sunt celelalte skin-uri? O să vă spun imediat unde sunt și celelalte skin-uri și când o să vină și cum puteți să le luați, dar înainte de a începe nu uitați de butonul de like și de abonare. Din nou vă dau un challenge, în 5 secunde numărate de mine, vreau să apăsați cât se poate de rapid butonul de like și vă dau de acum 5, 4, 3, 2, 1, like acum neapărat și avem și astăzi 5 abonați faini pe care o să-i spunem imediat, pentru că de data aceasta îi am și pot să vi-i spun. Și dacă vreți să apăreți și voi pe următorul episod, tot ce trebuie să faceți este să vă abonați, pentru că este gratis, oricine poate să facă, și să apăsați și pe clopoțel pentru a primi notificări, pentru că am văzut că unii dintre voi se plâng de chestia asta, dar dacă veți apăsa pe clopoțel și apăsați pe toate notificările, o să primiți tot timpul când suntem live, când postăm episod și așa mai departe. Cei 5 abonați faini de pe episodul de astăzi sunt Andrei Gaming, Cătă SO2, Filip Alman, Alexandru de Leon și Maghiari Mihai. Vă mulțumim suflet pentru abonare, nu uitați să vă abonați și voi acolo la canal. Și acum, fără să mai prelungim, și încă o chestie ce vreau să vă anunț este că luni la ora 6, la ora 18 după amiază, o să fie turneul meu, atunci înscriile la ora 19, va începe la ora 7. Am ascultat spusele voastre și m-am conformat, am auzit de la foarte mulți că sunteți la școală și l-am mutat la ora 6 ca să fie înscriile și la ora 7 să fie turneul, să vedem dacă o să fie ok așa. Am băgat noua mapă Botbash, care o să fie fără emoturi, o să fie în fiecare fază. Turneul o să fie foarte ușor pentru toți, așa că vă aștept cu mare drag pe live luni. Și încă o chestie o să vă arăt imediat, după ce vă spun care e treaba cu skin-urile, o nouă tactică pe noua mapă Botbash pe care o să încercăm să o facem și să încercăm să profităm cumva de ea, pentru că e un fel de bug și știi că o să vină o variantă 0.42 care o să schimbe jocul. O să scoată acele conducte de pe mapă, pentru că majoritatea fac această tactică. Așa cum mulți m-ați întrebat ce se întâmplă cu skin-urile și de ce nu au venit toate, trebuie să vă menționez faptul că Jack Lantern din PES și cu skin-ul acesta Dead Fred puteți să le luați doar din PES și nu o să fie absolut deloc aici la roată ca să le puteți debloca. Singurul de la roată ce poți să îl iei, și o să testăm și noi astăzi, vedem, o să fie Stumblestein împreună cu skin-ul Epic Cantes Stambula. Asta este singurul lucru. Bun. Ce nu au băgat ei pe joc este acest Pinocchio. După cum observați, el este la raritatea rară, se numește Puppet. Din ce ne-au spus ei, nu știm sigur încă, un skin va fi dat gratis pentru toată lumea. Și e posibil și preconizez că va fi acesta. Oricum așteptăm informații bune ca să ne poată spune care este skinul gratis pe care eu să ni-l dea. Sau poate avem un skin de la legendare, poate, e posibil. Așa, ce e drept că ăsta n-a venit pe joc. Nu a venit și nici Anubis. Deci, ori din astea, ori de la Epice, pentru că nici la Epice nu a venit Captain No Heart, Mr. Stumblebot, posibil să fie Mr. Stumblebot, se potrivește la fix ca să fie dat gratis, sau poate chiar ăsta. N-a venit nici Lilith Nightshade, dar nici Bride of Stumblestein, decât acesta. Deci sunt 4 skin-uri, 5 la rare și încă 2 aici. Dar opțional legat de treaba asta, pe lângă faptul că zic că ne dau un skin gratis, este că o să vină și oferte în care, oferte pe care poți să le cumperi cu coinsuri din joc, au zis ei. Acum nu știu la ce se referă, dacă se referă la Stumble Tokens sau la gemuri, dar au zis cu coinsuri din joc. E posibil să avem o premieră pe jocul acesta în care poți să cumperi skin-uri cu Stumble, Stumble Tokens, și nu mai trebuie să mai dai tu aici la roată. Dar după cum observați aici, pe beta apare ca și cum ai putea să o dai la roată, adică să dai pentru skin-urile celelalte, dar pe varianta cealaltă nu. Nu înțeleg, dar au zis că o să fie mai multe informații și o să ne țină la curent, iar eu la fel o să vin cu un episod în care o să vă povestesc și o să vă spun ce se va întâmpla. Ei bine, în altă ordine de idei, tactica de care vă spuneam eu... Să încercăm ca să prindem și noi mapa aceasta și să facem acest bug, dar până una alta trebuie să cumpărăm PES-ul și pe lângă faptul că trebuie să-l cumpărăm, trebuie să dăm aici toate gemurile astea. Bam!
Bam, aici să deblocăm tot, absolut tot. Eu piciorul deja îl am. Ar fi fost tare ca pentru reward-ul de picior să ne poată da și altceva. Adică, nu știu, alt reward odată ce îl ai. Capul de mort încă a venit, încă este aici. Bun, avem tier 28, 29, tier 30 și mai rămân cu 6651 de gemuri. Dar o să mai fac de aici, ce credeți? O să iau tot reward-ul. Și ce credeți? Am venit la 7100 de gemuri înapoi. Let's go! Hai să vedem. Skinul exclusiv pe care o să-l am 100% este Jack Lantern, deci 100% o să-l aveți cu toții odată ce luați pesul. Haideți să continuăm și să dăm aici tot. Poate am noroc și eu să mai deblochez din skinurile care îmi lipsesc, pentru că mai am multe. Asta viatorul cred că îl am. Sau? Da, îl aveam, deci eram sigur că îl am. Hai să dăm de partea de sus și după aceea o să revenim la partea de jos. Sper să nu se audă prea tare jocul. Nu, cred că se aude, nu, l-am dat la fix. Nu, nu-mi zic că îmi dai dizonaurul. Tizonaur. Pro, ce fac? De fapt e ok că îmi dă Stumble Tokens și după aceea o să încerc încercăm norocul puțin la Stumble Stain-ul ăla dacă o să ne-l dea. Dar nici nu știu dacă să dau toate Stumble Tokens-urile să le folosesc acum sau să mai păstrez din ele, că poate la un moment dat o să lanseze treptat skin-uri. Că sunt multe altele. Sunt multe altele care lipsesc. Din skin-urile de vi le-am arătat eu. Și nu cred că le bagă pe toate într-o ofertă. Sau poate un skin va fi moca clar. Dar celelalte oare să le bage pe toate într-o ofertă, bro? Să le poți cumpăra? Ia uite, mi-a dat astronautul. Convert, bam, ia să dăm rare or better. Dăm skin-ul ăla, de-mi place mie foarte mult, ninja lăul ăla. Vreau gen la maxim. What, mă dă găina. Hai mă. O aveam și pe asta. Rare or better, ia. Aici chiar am emoții. Pe varianta beta n-aveam nicio emoție. Am avut 10.000 de Stumble Token și 10.000 de gemuri. Am stat pe spate. Ia, îmi dă iar. Aceși chestii ca mai devreme. Important e că avem două legendare asigurate și nu mai trebuie să ne mai bătem capul pentru ele la roată. Moș Crăciun o să fie. Da. Fără doar și poate. Bun, și aici din nou legendară sigur. Bro, am apăsat, am dat click. Băi, dar fain arată pe roată așa. Full dead Fred. Dar, exact cum vă spusesem eu, în meci arată mai mult a om de zăpadă. Mai ales de la spate. Din față mai e cum mai e fața aceea înfricoșătoare a fantomiței, dar... cred că nu l-am. Nu l-aveam, mă, bine! Bine! Ia, common or better. Lionel Pesi, dacă se poate. Na, am dat pinguinul. Dă-te, bă, de aici că am pinguine și de mine i-a dat de m-am plictisit de ei. I-a dat la pinguini de... Cred că sunt pinguini în toate culorile posibile. Îl am, da. Ce e ăsta? Bowler ăla sau... Nu le știu denumirea, că toate seamănă între ele. Doar costumația ce le-o schimbă. E perfect, ia să vedem. Din nou fotbalist, păi și pe ăsta. Nu, mi-a dat-o pe gamer Gina. Sau ceva de genul ăsta, că toate sunt gamerițe, toate seamănă între ele. Important e că skin-ul ăsta de la băgat acum nu mai sunt repetitive, decât pisica. Nu te cred că a treia găină la rând. Ok, turist, îl am. Decât pisica seamănă cumva, dar i-a băgat pisica fetiță. Dar chiar nici, că nici pisica nu-i pe joc. Bro, nici soția lui Mio nu e băgată pe joc. Cine știe ce vor ei să facă? Încă n-am primit nici un anunț când vor fi băgate toate skin-urile. Îl am. Și mai avem un rare or better? Atât? Și repede s-a dus pesul, bro. Din prima zi. Ar trebui într-un fel anume să-l prelungească. Chiar o să le mai spun eu anumite chestii. Anumite propuneri pe care puteți să le spuneți și voi în comentarii și eu la rândul meu să le spun lor cam ce ar trebui să facă. Ne încercăm norocul, băieți? Hai mă, norocul la Stumblestein-ul ăla, să vedem așa. Poate, ia fi atent. Please. Ok, în regulă că s-a oprit la epică. Stumblestein-ul legendară și trebuie să dai multe spinuri ca să-ți pice.
Nu te cred! Vai, ce-am crezut că se oprește la specială. Nu! Dar de ce zic nu? De ce zic nu la specială, bro? Trebuie să zic da. Nu, mi-a picat ăsta, bro. Acum nu o să mai îmi dea legendară peste vreo 5 spinuri. Sau? Dacă nu-mi dea legendară mai devreme, pica aici, bro, legendară. Mamă, ce urât, ce urât a pus-o. Fix după. Nu mi-a plăcut acest lucru. Avem un spin? Ok, important e că nu ne-a mai dat legendară. Bă, dar câte spinuri am dat, mă? 100? Da, bravo. Deci cred că am avut undeva la 1500. Și acum mai am 1300. 100 mi s-au cam dus. S-au tras pe dreapta. Da! Nu! Come on, bro! Da, mă! Vamos, vamos, vamos a la playa. Bine, mă. Mai am decât să pice cantesul acela. Da, nu prea-mi place skin-ul, deci stau pe spate. Două le-am sigur din PES. Adică le-am avut din PES. Poate, poate cu puțin noroc va pica, zic și eu. Dar important e că Stumble și Tainer îmi place mult ca skin. Și nu orice nebun în ghilimele dă niște Stumble Tokens doar pentru un singur skin, că ori spică, ori nu spică, știi ce zic? Adică e la noroc. Nu e 100% șansă că va pica. Încă o legendară. Dar e duplică, e logică, nu mai am lipsă nimic la legendare. Păi uite mă, că nu vrea deloc, băi, am văzut-o foarte rar pe roată. Pe cantesul acela. Și Superman-ul ce era. Bă, eu zic că e ok la momentul de față să nu mai dau. Nu știu, pentru acea cantes. Deci, la legendare am absolut tot. Și l-am și pe Stumble, știm, și cu el o să jucăm. La epic ce mai lipsește decât aceasta? Dar uite așa, uite, haideți pentru voi, mai dau 900 de gemuri aici. Bam. Poate am și eu noroc la ninja low ăla de place mie, nu știu, așa zic eu ninja low. Și după aceea o să încerc să mai dau încă un spin de 10 la epice, poate pică și cantesul. Ceea ce mi-e greu să cred. Mi-e greu să cred într-adevăr, dar ai. Asta l-aveam. Că încă nu știu ce o să vină. Dacă o să vină skinurile pe roată să le poți lua. Era fain să le bage pe toate odată și gata. Știai o treabă. La rare, mai am puțin. Cred că mai bine dădeam eu Common or Better, bro. Mare prostie am făcut. Trebuia să fi dat Common or Better, nu la rare, dar îmi doresc să am șanse la skin-ul acela. Iarte, aproape să-mi dea legendară chiar. Pinguinul de 5.800 de ori mai dă mii. Chiar îmi era dor de el. Ok. Și cam asta a fost. Vai, cele mai slabe, cel mai slab investit, ca să zic așa. Da, uite, ăsta mi-l doresc, bro. Cred că am făcut o prostie că am investit bănoții acolo. Oricum, la câte spinuri am dat, sunt aproape ca să pice și o specială. Dar nu știu când. Și peste câte spinuri, să mai scot și o investiție înapoi. Nice. Mă așteptăm să pice legendar. Trebuie să pice legendar foarte curând. Ce vă spusesem. Undeva la 5, 6, maxim 7 spinuri îți dă legendar. E clară situația. Testată de mine. Și special îți dă undeva la peste 50, 60, 70 de spinuri. Cam așa. Dacă ai ghinion 100, dar e cam mult 100, să înțelegeți.
Mă, nu prea o pune pe roată pe acea cantes. Pe această, pe acea contesă. Da. Mare fail. Și de aici dacă mai dau cât mai fi, cât o mai fi, 550 cu 550. Bă, mi-aș mai încerca norocul, băieți. Uite, să mai dăm încă 10 spinuri cu 10 spinuri. Episodul ăsta vreau să fie unul special. Unul special în care vreau să mai deblochez și eu. Uite, Sailor Sam, nu-l aveam. Care mai deblochez skin-uri. Pică epică la spin de Commoner Better. Come on, bro. Nu-l aveam. A, l-aveam și pe verde. Cred că pe alb mai trebuie. Ăsta l-aveam. Pompierul. Pompierul Sam. Oricum, gemul ăsta nu l-am investit eu. Să Robin, nu l-aveam, let's go. Gemurile nu le-am investit eu, le-am câștigat de la turnee, alături și de băieți care am jucat. Deci până acum două skin-uri noi. Extraterestru am tot. Da, l-am și pe ăsta. Nu știu denumirile la toți. Vrăjitoarea o aveam. Și pe, cred că și pe pantomimă ăla aveam. Două skin-uri noi de aici. Ok, hai să mai dăm un spin să rămânem și noi cu 5.000. Că poate mai facem niște, mai dăm niște cadouri la abonați. Asta e duplicate. Nu-mi place deloc skin-ul ăla. Uite, o aveam pe Cantes, pe epică, pe roată. O, că mă supăr și mai dau un spin după aia pe Leipzig. Fotbal, fotbalistul acela cred că l-am. S-ar putea. Ok. Ah, ce opening lung, bro. Deja mă dor ochii. Mă dor ochii la cât, cât de mult se rotește roata asta, mai ales după un live de 6 ore. Ia vezi, mă, că nu-l aveam pe champion. Măcar n-a fost degeaba. Și nici pe ăsta? Sau nu, că l-am, l-am, la ăsta mi-a picat la roata free, la gratis. Asta pe Gică Fermierul, de nu l-am printre primele. Nice. Doar unul nou. Și uite, bă, frate, bă, că nu vrea, mă. Bă, deci dacă nu vrea, nu vrea. Mai am decât pe Punk Rock și pe Wander. Wanderer. Și în total câte skin-uri lipsă? Uhu, am ceva, am ceva skin-uri lipsă. 4, 8, 12, 16, 20, 28 de skin-uri mai am. Cred că pe un alt episod mai facem opening. Deocamdată ne oprim și mai dăm 10 aici. Poate luăm și cantă Stambula, nu se știe. Sau special aia pe care mi-o doresc. Uite, pică pisica. Mie îmi pică pisica, aveam nevoie de pisică ca de aer. Deci este al treilea spin. Dacă a oprit acum la legendară, următoarea va fi legendară. Wow! Asta nu mă aștept, dar uite mă că n-a fost, cred că acum e. Bă! A picat specială, nu te cred! Bro, și-am zis că e aproape de a pica specială, bro, sunt prea bun. Sunt prea bun, mi-am scos investiția deja. Mi-am scos investiția, băieți. Mult prea bun pe predictori. Oricum am toate specialele, deci e degeaba. Uitați-vă și voi în ce s-a transformat opening-ul ăsta în speciale. Și nici de cum să pice Cantesul. Eu zic că deocamdată sunt și pe plus. Sunt și cu Stumblestein. Să stăm așa, relaxați. Și când o să mai vine skin-ul o să dau și așa. De ce juca cu Cantes Stambul asta, mă întreb. Mai ales că nu e un caracter care îmi place, fim serioși. În fine, ne oprim aici cu opening-ul și haideți să dăm și noi să vedem mapa aceea dacă reușim să facem bug pe ea. Totodată pe acest episod îmi doresc foarte mult să fac și 445 de win-uri, nu vreau să mă opresc, adică două win-uri vreau pe episod. Nu vreau să mă opresc la doar 444 de win-uri ca să pot lăsa pe cont.
Nu-mi place mie cifra. Nu-mi place suma, boys. Mamă, dar am dat și eu picior și m-am dus la mama naiba. Foarte tare. Bam. Bă, da, e fain rău de tot acest Stumblestein. Și cumva iese în evidență, bro, dacă stai să te gândești. Și iese în evidență astfel încât... Iese în evidență astfel încât îți poți lua și mare knockback. Bro, mă, normal cu celelalte skinuri, eu acolo rezistam foarte bine. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat acolo? Adică, cred că e prea mare caracterul, are capul prea mare, l-a lovit ciocanul din cauza că are capul mare. Mapa a doua o să fie Jungle Roll, credeți-mă pe cuvânt, a stat foarte mult în rotirea mapilor și nu înțeleg din ce cauză. Am crezut la un moment dat că se va băgui și că o să dau, o să ies din meci, practic. Da, se pare că a fost totul bine. Și bine joacă ăla. Da, nici eu nu mă las. Nu mă las, nu mă las, nu mă las. Că de ce m-aș lăsa? Am sărit aici, am sărit aici, am dat și piciorul. Că noroc ați avut că a venit piciorul în PES. Mulți și-l doreau. Și uite că la un moment dat a și venit. Ce credeți? Avem laser în finală. Eu oricum o să mă joc până o să prim mapa nouă. Chiar dacă nu o să încerc să fac queen pe mapa nouă, vreau să fac acea tactică pe care v-am arătat eu la început de episod. Neapărat mi-o doresc. Am apucat să dau pumn acolo, trebuie să mă feresc să nu-mi dea asta vreun pumn, să nu-mi dea vreunul vreun pumn. O lase în vârte. Cred că mă știe, gen. Opa! Opa! Ce vor băieții să facă? Ce vrei tu, mamă, frate? Deci ăsta cu aur trebuie să am grijă enormă la el. Nu știu cum de n-am dat pumnul ăla. În regulă, se pare că a mai rămas și ăsta. Chill. What? A apăsat pe Gigi? Mă, ce naiba de meci a fost ăsta, mă? Că nici nu mi-a intrat pumnii cum intră mie. Cum dau eu cu... ok. Îmi place Stumblestein, nu? Dar pare că totuși are capul prea mare. Din skinurile acestea pe care le-am luat eu, dar bine și celălalt skin, uite, o să dau meci cu el. Dar și skinul ăsta are puțin așa capul ca măricel. Uite, o să pun așa să mai schimb cumva animațiile. Și să dăm următorul meci pentru că avem 444 de winners și nu-mi place, vreau să fac 445. Și că lângă faptul ăsta să ne dea și bot bash-ul să putem testa tactica nouă. Cred că era o idee bună să fi testat eu pe live. Ca cineva să mă ajute cu un room și să pot să o arăt. Dar vreau totuși să fac bug-ul acesta, tactica acesta cu player, știi? Una e cu player. Să fie așa uimitor. Ceva de genul, wow, uite ce tactică face ăsta. Ia uite-l pe ăsta, bro, are și numele roșu, ăsta e hacker. Wow, ce noroc. Ăsta e hacker, face, are și numele roșu, are și... Bam! Ți-ai făcut prietenul meu. Lăsa-te puțin. Eu mai am și slime-ul ăla după mine, gen, ca să pot. Ce credeți, am pierdut la... La game-ul de echipă, da, am jucat o grămadă, frățiorul meu. Nu știu ce a durat atât de mult matchmaking-ul, în fine, am revenit cu o nouă semifinală. Că nu se mai poate. Ce s-a băgat pisica aia în mine. Vreau să facem un perfect run. Mamă, ăla n-a reușit să sară pe acolo, bro. Eram printre ultimii și am ajuns primul doar pentru că am făcut perfect run. Wow, ce viteză a venit ăla și l-am luat în brațe în aer, ce tare! Eu am dat ăla emote-ul doar așa, de caterincă. Uite-l pe ăsta, pun de soare. Uncle Victor. Care de fapt este o pisică. Hai, Victorie. Victoraș, ce faci, tăticu?
te rog, Botbeș, pentru toți nervii pe care mi-am făcut pe game-ul de fotbal. Dacă nu, să revin eu cu Botbeșul separat. Ia. Hai mă, ce stai atâta? Fai, ne-a dat laser și acum Blockbeș. Ia, Blockbeș. Haide să vedem dacă putem stărâm și meciul ăsta rapid, că după aia o să revin eu cu un Botbeș. Ia uite-l pe ăsta, mă. Uite-l pe ăsta, mă, ce prinde el contor. Ah, doresc un super punch. Dar uite că nu intră. Era cât pe ce să pic. Nice, pum reciproc. Chill, bro. Chill, că noi trecem. Ia uite, bă, ce pum dă. I-am dat, dar degeaba. E posibil să nu vină, sau? A reușit să treacă. Da. Cred că o să vină și el lejer. Nu prea îmi intră mie super punch-ul ăla. Dacă nu știi aici săritura asta că am dus băiatul meu. Respect. Easy win. Nici nu ne-am pus prea multe... Nu ne-am pus prea multe îndoieli că nu o să câștigăm meciul și avem 445 în total. Acum haide să nimerim și noi Botbeșul acela. Ia să vedem, boys, îl avem aici pe Ibor și aici că ne arată puțin tactica aceasta. Ia vezi, mă, că stă bine. Destul de bine, bro, acolo. Trebuie să avem noi mare grijă. A picat. Cumva. Da. Uite, ok. Hai că m-am prins și eu. M-am prins și eu, bro. Gata, bro. Deci... Da, totuși e greuț. Uite, e greu, bro, să stai acolo. E foarte greu. Trebuie să spamezi foarte mult space-ul. Dar vreau să mai bag o fisă pentru că am înțeles în mare parte cum stă treaba. Nu, tu nu trebuie să te duci să te arunci direct pe țeava aceea. Trebuie ușor pe margine să stai pe burtă și după aia să spamezi în continuu, dar totodată și să centrezi caracterul ca să poată sta. Cum nu știu în ce măsură, trebuie să fii foarte, foarte bun să faci un antrenament maxim ca să poți acolo să reziști pe burtă. Ia vezi că reușește, dar uite, la un moment dat, automat o să vină în afară și nu prea mai are cum. Foarte interesantă această tactică, băieți. Dar e și grea tare, că trebuie să stai în continuu pe acea țeavă, acea conductă. Wow, bro, incredibil că poate să stea. Cred că e un record până acum. Că-l spamează și vedeți, doar pe conductă, nici de cum pe mijloc. Conductă în continuu, wow. Asta da, bro. Până acum eu zic că dura meciul și câștiga. What? Eu încerc, dar nu merge. Oricât aș spama. E doar începutul ăla ca să poți sta acolo. E posibil să ai un avantaj mai mare de pe telefon. Băi, să există o tactică astfel încât poți să sari pe capul unuia și să te poți pune pe asta sus. Deci mai devreme... What? Ia uite-l! Bro, come on, ce buguri pe joc! Ia fiți atenți aici! Ah, fira, nu mi-a ieșit. Deci să sar pe capul cuiva și să poți sta în aer. Opa! Ia! No, bă, și mai devreme mi-a ieșit tactica. Opa! Ia uite! Bro! Incredibil așa ceva, dar nu poți să stai pentru foarte mult timp, gen.
Asta este aiurea. Ia să vedem, băieți, și de pe tastatură dacă e mult mai ușor, ceea ce nu prea cred. Adică mi se pare că pe telefon cred că merge mult mai bine tactica. A picat deja Ibor? No way, bro. Opa. Opa. Încerc să spamez cât se poate de mult? No, mi-e greu. Mi-e greu tare, nu știu, trebuie să ții cumva echilibru. Fără doar și poate, cam asta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de butonul de like și de abonare dacă vreți să susțineți această serie de Stumble Guys. Și așteptați turneul de luni. Să sperăm că nu o să fie cineva care să facă chestia aceasta, această tactică. Dar nu o să-ți iasă 100%. Deci să nu vă bazați pe ea, doar am arătat-o. Trebuie să fii mega bun și să o testezi probabil la maxim. În fine, toate cele bune. Butonul de like și de abonare mă ajută foarte mult. Și ne vedem data viitoare, adică de fapt mâine, la un nou live. Pa, pa! Subscribe.